Lumea e plină de semne de întrebare. De câțiva ani, în România, el le ridică pe cele mai multe. Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Avem de jucat 6 runde. Punctele sunt... Asta zic. Și avem toate răspunsurile care sunt... populare. Pe panou. Dacă nu, vine... Sarachia. Astăzi jucăm cu... Spânul. În aplauzele voastre, familia Spân. Familia Spânul din Cornetul, județul Ilfov, condusă de Mihăiță. Salut, Mihăiță! Bună seara! Mihăiță este șofer, ar mânca în fiecare zi cartofi prăjiți cu brânză rasă pe deasupra și cu ketchup peste brânză. Da. E frică de pahanjen și spune că este bun la suflet. Da. Da, e de acord, deci ne-am înțeles. Te rog, Mihăiță, să ne prezinti nouă restul familiei. Soția mea, Alexandra. Așa greșeală de începător. Da. Nu poți, trebuie să pui dragoste acolo. Nu, 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 lasă cărămida, gata, Mișu, gata, nu, 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 fără, fără, lasă-o, nu, e ok, e ok, acum o să zic cum trebuie, gata, gata, ce-a sărit cu teracota aia n-ai văzut. Mihăiță, spune-mi, cu cine ai venit astăzi? Cu scumpa mea soție, Alexandra. Bine că ai zis și numele. Da. Să rămân. Pare bine. Cu fratele meu Eugen, sora mea Cati și cumnatul meu Alex. Salutare, Alex. Salut. Alexandra este operator la un call center, a stat 10 ani în Italia, acolo l-a și cunoscut pe Mihaița. Mihaița, scuză-mă. S-a întors în țară de aproape 2 ani pentru că au un copil și vor să-l crească aici. Foarte frumos, bravo. Sper să fie o decizie bună pentru voi, să fie, să vă fie mai și mai ușor și mai bine decât în Italia. Era. Cu siguranță ne va fi. Doamnește. Îi place să înoate și urăște să spele vase. Spre deosebire de noi ceilalți care efectiv adorăm. Da. Eugen este șofer, asta și el 15 ani în Italia, s-a întors pentru că aici e mai frumos. Și natura și distracțiile sunt mai pe gustul lui. Cati este studentă la management, îi place să danseze pe ritmul latino și consideră că are un nas perfect. Ok? De acord? Da! Cam cum era să fie dată lumea? Nu! Alex spune că în public pare cu minte, dar cu el se contrazice în legătură cu orice și îl bate, domne. La cap doar. Am simțit o urmă de regret. Alex este programator IT, pe Cati a cunoscut-o la dansuri latino, a vrăjit-o cu pașii de bază. Un, două, stres, quattro. Ea spune că o exasperează cât de mult timp poate el să piardă în fața unui stupid joc pe calculator. Da, tati, așa trebuie, bravo. Bun. Eu am descoperit acum câteva luni Farming Simulator. Am luat-o razna. De nu trag de tractoarele la zi și noapte, lasă-mă că-s cu nervii la pământ. Bine ați venit la noi, sper să vă distrați. Bine v-am găsit. Sper să vă placă. Baftă. De cealaltă parte, familia Petrea. Din București sunt ei conduși în continuare de Iulia. Bună seara și bună ziua și bine ați venit. Bună. Te rog frumos să ne prezici nouă restul familiei. Am venit împreună cu minunatul meu soț Bogdan. Nu, dar mie nu-mi place, că obușește râsul. Am venit cu minunatul. Nu, nu pui dragoste acolo, nu te cred. Iulia, cu cine ai venit astăzi aici? Cu minunatul meu soț Bogdan. Nu, fără cărămizi, fără. Te rog frumos, Iulia. Ăștia sunt în stare să dea cu cărămizile alea și în Mișu am încredere, dar în relație mică mă nimerește pe mine. Totul în numele dragoste. Iulia, bună! Bună! Cu cine ai venit astăzi aici? Cu soțul meu, Bogdan. Nu! Gata, stop! Bine. Gata. A zis minunatul de două ori. A bușit-o râsul, dar măcar a zis. Gata. Salut, Bogdan. Salut. Am încercat, n-am putut să obțin mai mult. Nu s-a putut, ce vrei. Sora mea, Roxana. Bună, Roxana. Bună. Ana Maria Fina.
Bună, Ana Maria Fina. Și finul meu, Dan. Credeam că Dan e aspru. Bine ați revenit. Salut. Sper să vă distrați. Baftă. 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 Jucăm? Runda întâi, capitan în față. Să vedem. Thomas, te grăbești acasă? Nu, ai treabă? Luca, așa face, când pierde metrou, îi dă drumul, nu să mai uit. Am întrebat 100 de români. Ce poate fi încorporat în mobila de bucătărie? Vesela. V-ați simțit săraci? Da. Asta zic. Farfurii. Bogdan! Cuptorul cu microunde. Slavă Domnului! Bun. Mașina de spălat vase. Bun. Un punct diferență. Jucăm, pasăm? Pasăm. Hai să pasați. Hai să jucăm, Iulia. Mulțumesc. Roxana, ce poate fi incorporat în mobila de bucătărie? Frigiderul. Da. Bun. Ana Maria, ce poate fi încorporat în mobila de bucătărie? Plită. Da. 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 Favorit? Dan, ce poate fi încorporat în mobila de bucătărie? Masa. Da. N-a joc-o pe asta. Da, da, este. Nu. Este așa un la păi și masa. Pariu că nu e? E, da. Pariu? Da. O găină? Da, 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 da. O găină... Da, găină de-aia moțată. Moțată? Moțată. Dan, e rândul tău? Nu, a fost. A fost. Hai că, uite, acum, așa mă bucur că o să vedem găina, de n-ai văzut. E rândul tău? Acum e rândul. Tu ești? Da? Ok, bun. Ce poate fi incorporat în mobila de bucătărie? Voi n-ați mai văzut găina până acum în emisiune? O să vedeți. Ce poate fi incorporat în mobila de bucătărie? Pota. Da. Bun. Bogdan, ce poate fi incorporat în mobila de bucătărie? Televizor. Televizor. Ce? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Roxana, ce poate fi încorporat în mobila de bucătărie? Mașina de spălat rufe. Da? 90 de puncte în joc. Vă ascult? Spoturi. Am înțeles? Spoturi. Lumini. Ok. O singură variantă. Mihaița. Ce poate fi incorporat în mobila de bucătărie? Ghiuveta. Da. Câștigă această rundă familia Spânu. Și pentru că voi până acum n-ați mai, cum ar zice englezul, witnessat o găină, noi avem aici în studio fel de fel de oameni plini de orgolii și de mândri. Și din când în când ei au impresia că simt jocul ăsta mai bine decât mine. Eu chiar dacă par foarte tânăr, nu sunt chiar... De la gușa găinii. Da. Și câteodată punem pariu. Și ca să nu jucăm pe bani, că nu avem voie să jucăm, jucăm pe găini. Dar nu pe dat găini, ci pe făcut ca găină. Acum, doamnelor și domnilor, la Galina... Ceea. Să rămână. Doamne, dar ce voie să văd o găină azi. Dar de-aia moțată, asta zic. Sunteți gata? Da! Să vedem! Da!
Cot, 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 cot. Să rămână. Asta e, da. Ce, Copănel, voie să pui și tu pariu cu mine? Să vii să faci aici pe buldogul? Bun, 90 de puncte, urmează runda A. Punctele sunt... Dar ce vă bucurați așa? Jucăm cu Bogdan și cu Alexandra. Mamă, ce e aici? Să vedem câte variante. 8. Am întrebat 100 de români. Când buburuzul Buzu organizează petrecerea aniversară a muzei lui, Buburuza Zuza, cărei vietății trimite invitații? Fluturașule. Bun? Fărnică. Bun? Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mersi. Eugen. Când buburuzul Buzu organizează pentru buburuza Zuza party aniversară, muza lui, cărei vietății trimite invitație? Omidă. Omidă. Da. Mi-a zis cu frică. N-avem varianta asta. Cati, când buburuzul Buzu organizează petrecerea aniversară a muzei lui, nu știu cine a făcut întrebarea asta, buburuza Zuza, cărei vietății trimite invitație? Albinuța. Da. Albinuța Uța. Da. Bun. Când buburuzul Buzu organizează pentru muza Buburuza Zuza, cărei vietății îi trimite invitație? Cărăbușului. Da. Cărăbușul Șușu. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ce-l vorbi acum între ei acolo? Salut, Mihaiță. Știi că buburuzul Buzu face pentru buburuza Zuza. Party, party, dance, dance. Cărei vietății îi trimite invitație? Gărgăriță. Riță. Gărgăriță, riță. 64. Nu e că Gărgărița Rița e autologică. Gărgărița Mariana. Muscă. Bondar. Muscă. Râmă. Frumoasă petrecere, n-am ce zice. 5 variante. Iulia. Buburuzul Buzu, Mumuruza Zuza, cărei vietății trimite invitație? Greierului. Da. 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 Serios, da? Da, vorbiți de parcă vă duceți tot timpul la petreceri de astea. Da, da, clar. Câștigă această rundă familia Petre. Ce avem la 8? Melcustă. Licurici. Melcustă? Lăcustă. Libelulă. Așa au zis, melcustă. Lăcustă. Așa. Libelulă. 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 Licurici. Cânta. 7. Muscă. Groasă. Păi, da. Păi nu le mănâncă? Le mănâncă pe toate. Deci după party nu prea e mult de strâns. Ce avem la 6? Cum o să zic? Cineva, ăștia 4 români sunt cei mai cumpliți oameni de pe pământ. Deci ce invităm? Păi să invităm proasca să mănânce pe toți. Am rezolvat-o. Mamă. Tate, vii la party, vin, gata, cine mai vine? Păi, pe scurt vine broasca. Bine, atunci. Știi cum e, au venit mulți la party, au venit mulți, dar n-am mai plecat. Ce avem la 6? Paianjen. Paianjen? Libelulă. Iar la 5? Varză.
E musca. Ce musca? Ce pauză, revenim la cum așa ceva. Am revenit cu runda a 3-a. Jucăm astăzi cu familiile. Spun nu pe 3-a. Iar această rundă se desfășoară între... Eugen și Roxana. Asta e. Îi mai las maxim 200-300 de ediții singuri și nu se vor descurca nici atunci fără mine. Eugen și Roxana, haideți. Să vedem câte variante. 8. Am rugat 100 de români să completeze fraza: nu mă uit niciodată la televizor fără să am lângă mine... telecomandă. Revoluționar. Foarte bine. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Nu mă uit niciodată la televizor fără să am lângă mine... un pahar cu suc. Da. Da. După gest, nu era suc acolo. N-avem varianta asta. Nu mă uit niciodată la televizor fără să am lângă mine... floricelele. Da. Da. Bun. Mihaiță, nu mă uit niciodată la televizor fără să am lângă mine... semințe. Da. Bun. Alexandra, nu mă uit niciodată la televizor fără să am lângă mine... chipsuri. Da. Ok. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Eugen, nu mă uit niciodată la televizor fără să am lângă mine... telefon. Da. Da. Bun. Cati, nu mă uit niciodată la televizor fără să am lângă mine... o pătură. O pătură, domne. No. Ba, da. Mai am ambeles și eu. Nu? Frică. Nu. Eu așa sunt. O pun lângă mine. Mai stau cu ea de vorbă. Nu e acolo. Vă ascult? Apă. Ok? Covrigei. Bine? Alune. Am înțeles? Soția. 4 variante. Iulia, nu mă uit niciodată la televizor fără să am lângă mine... alune. Da. Mi-a fost frică să răspund da, altceva. Bogdane, da, nu. Ba da, ba da. De politețe putea și ea măcar să spună. Soțul. Da. Da, ea a fost sinceră. Da. Da. Deci te poți uita la televizor. Da. Vrei alune sau soțul? Nu alune, că soțul mă bâzie. Ați câștigat această rundă. Bravo! Când am echipul, după amiază frumoasă, relaxată, duminică, liniștit, te pui la televizor și o întreabă pe Iulia. Iulia, ce vrei? Vrei să vină Bogdan lângă tine, să vă uitați împreună la o comedie romantică? Sau vrei o cănuță mică și amărâtă de alune? Și ea spune, cu sare. Ce avem acolo la 8? Bere. 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 Nu, ai... la 7 și la 6. Și la 7 și la 6, zice relație, bere. Bere! Ce te bucur că n-avem, doar scrie acolo atât. Ce avem la 7? Animal de companie. Animal de companie. Un pahar de vin. Un pahar de vin? Da. Vin, da. Da. Vine o vreme când televizorul e acolo și fără ochelari te uiți la el încolo. 6. Programul TV.
programul TV, și eu, doamnă, mă simt fără... Deci când te uiți la televizor fără program TV, e ca și când călătorești pentru o pădure necunoscută fără busolă, efectiv. Dar e așa ca sălbatici din programul program, nu înțelegi nimic. Cu programul e altceva. Te uiți, ia să vedem. Așa e, domne, ia să vedem. Așa e, domne. Ah, ăștia mai târziu. Deci? Fuleți. Ce? Pufuleți. Am înțeles, știuleți. Pufuleți. Apă. Domne, nu mai spuneți. Vă uitați la ceva, urli la ea de la televizor. Ți se usucă gâtul, scrapă buzele. Mă, dă-i un gât de apă. Cine a zis? Dan, tu ai zis apă, da, nu? Trei. Stixuri. Stixuri, ce-i cu vinul? Îl punem pe vin la trei. Îl punem pe vin la trei ca să avem șpriț, nu? Da. Nu e vin. E mici. E mici. Nu e vin, e mici. Foarte bun. Foarte bun. Ce e acolo, e vin? Nu e vin, e mici. Oh, 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 oh. Runda A. Ana Maria și Cati, haideți. Să vedem câte variante avem. 8. Am întrebat 100 de români ce e mai bun dacă este gătit... Mamă, o să muri în runda asta. Ce este mai bun dacă este gătit la jar? Puiul. Avem pui. Pieptura de porc. Și avem pieptură. Jucăm. Să jucăm. Mersi. Ce e mai bun dacă este gătit la jar? Peștele. Da. Ai și oftat un pic la... Peștele. Bun. Mihaiță, ce e mai bun dacă e gătit la jar? Mici. Da. E mici? Da. Favorit? Alexandra, ce e mai bun dacă este gătit la jar? Ardei. Nu, nu ți-a oferit ardei, așa vă... Ardei, a, nu, nu, mersi, nu, chiar. Rămân cu micii, 4, vă rog. Nu e acolo. Eugen, ce e mai bun dacă e gătit la jar? Cartofi. Da. Nu? Da. Am făcut la jar. Bun. Cati, ce e mai bun dacă e gătit la jar? Frigăruia. Da, dar nu sunt pe panou. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Alex, ce e mai bun dacă e gătit la jar? Hai, hai. Cel de-al treilea X, 150 de puncte în joc. Cârnați. 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 Berbecuți. Cârnați. Trei variante. Iulia, ce e mai bun dacă e gătit la jar? Cârnați. Da! Câștigă această rundă familia Spânu. Oaie? Miel. Miel? Pastramă. 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 Da. Ar fi fost frumos să-i vedeți acum. Pastramă. Ce avem la 7? Scăricică. Cum? Scăricică. Scăricică. Dovleac. Mm, mm, mm. Porumb. Porumb. Bol
Porumb. Bulzi. Avem bulzi? Da. Dorin, oare avem bulzi? Nu. La jar? Porumb. Așa avem și pâine. Deci, mergem pe bulzi? Da. Eu zic bul, voi spuneți z. Bul. Z. Bul. Z. Exact! Iar la trei? Berbecuț, costiță, porumb. Porumb copt. Porumb copt. Porumb. Porumb. A cincea. Duble. Dan și Alex. Să vedem câte variante. 8. Au întrebat 100 de români. Ce are un arheolog în gentuța lui de lucru? O lupă. Bun. O sapă. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mersi. Iulia, ce are un arheolog în gentuța lui de lucru? Pensulă. Da. Bun. Bogdan, ce are un arheolog în gentuța lui de lucru? O hartă. Da. Să știe unde să caute. Da. Bun. Roxana. Ce are un arheolog în gentuța lui de lucru? O lopățică. Lopățică? Da. Da. Bun! Bun! Ana Maria, ce are un arheolog în gentuța lui de lucru? O spatulă. Spatulă. Da. Primul X. Nu-i stres. Dan, ești foarte îngrijorat astăzi. Ce ai? Nu, nici. Ești foarte, nu știu, e nenorocire, deci că i-au furat pensia. Ce are un arheolog în gentuța lui de lucru? O pensetă. Da. Da. Ar putea fi. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Iulia, ce are un arheolog în gentuța lui de lucru? O cârpă. Da. Da. Ah! 98 de puncte. Vă ascult? Compas. Am înțeles? Compas. Bine. Metru. Ok. Libru de istorie. Bine. Trei variante. Mihăiță, ce are un arheolog în gentuța lui de lucru? Compas. Da. Câștigă această rundă familia Petrea. Ce avem la șapte? Mănuși. Măturiche. O măturică. Șpaclu. Șpaclu. O daltă. Mănuși. Daltă. Da. Daltă. Mănuși. Ciocănel. 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 Perie. Bun cu peria. Treiu. Mănuși. Mărină. Am înțeles. Daltă. Favorit? Mănuși. Ciocan. Mănuși. Lanternă. Lanternă? Da. Ciocan! Iată. 306 puncte pentru familia Spânu, 162 de puncte pentru familia Petra. Intrăm acum în runda a șasea. Punctele sunt triple. Jucăm cu cei doi capitani. Să vedem câte variante avem. 7 variante. Am întrebat 100 de români. Ce magazin are oglindă, deși nu vinde haine? Cel de încălțăminte. Bun, bravo. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Ținită. Bogdan, ce magazin are oglindă, deși nu vinde haine? Cafetăria. Ok.
Bun. Roxana, ce magazin are oglindă, deși nu vinde haine? De bijuterii. Bun. Da. Avem, da? Da. Bravo. Ana Maria, ce magazin are oglindă, deși nu vinde haine? Corpuri de iluminat. Da. Lustre. Da. Avem? Da. Nu este pe pământ. Nu e acolo. Dan, ce magazin are oglindă, deși nu vinde haine? Magazinul de oglinzi. Da. Mi-a dat fatality. La varianta asta nu m-am gândit, bravo. Zice, bine, te-ai gândit? E bine că știu, ești atunci aici, am treabă, nu toacă tine degeaba. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Iulia, nu mai loc de întors. Trebuie să-mi dai răspuns de acolo. Ce magazin are oglindă, deși nu vinde haine? Accesorii. Ok. Cercei sau dacă... M-am prins. Nu avem varianta asta. Vă ascult? Auto. Ok. Coafor. Bine. Mobilă. Ok. Coafor. Bun. Patru variante. Mihăiță, ce magazin are oglindă, deși nu vinde haine? Și de ochelari. Pentru ochelari. Da. Zice bine. Și câștigă această rundă și câștigă jocul familia Spânu. Ce avem la șapte? Florării. Ok. Coafor. Obiecte sanitare. Coafor. Mobilă. Da. Ce n-ai zis că a zis cineva? Eugen. Patru? Sanitare. Articole sanitare. Articole sanitare. Cosmetică. Parfumerie. Parfumerie. Da, așa e. Prizerie cu acord. Bun. Iar la doi? Farmacie. Farmacie? Cosmetică. Oglindă? Da. Să vezi, Doamne, ce rău mie, mai dați-mi. Mai dați-mi ceva, vă rog eu frumos. Chiar las pasirea astea, puneți-vă la oglindă, vedeți dacă e mai bine. Nu, no, nu, no, mai dați-mi, mai dați-mi. Cosmetice! Cosmetice, foarte bine, foarte bine, domnule. Bun, ne pregătim de rundă fulger, da? Da. Cu cine jucăm runda fulger, știți? Nu. Păi da, da, cu doi de la, cu cine jucăm? Eu și cu Alex. Ok, perfect. O să aveți niște emoții foarte mișto. Să vă plac. Vă mulțumim foarte mult că ați venit. Asta a fost cel de-al doilea joc pentru voi, nu? Da. Eu vă mai aștept că ați jucat, nu știu ce, ați obosit, dar nu știu ce, ați avut emoții mai mari la al doilea joc decât la primul. Greșesc? Dan a zâmbit de două ori, are un zâmbet foarte frumos, tot jocul de două ori a zâmbit atât. Bine, te-a certat Ana Maria, ai făcut ceva greșit? Nu, nu, nu. Bogdan a fost ușor stresat, cred că și-a luat câteva coate pe sub masă. Sper să reveniți, că sunteți foarte mișto. Să rămână. Toate bune. Să rămână. Să fie bine, mână. Pauză scurtă, revenire pe joc cu runda fulger. Încercăm să câștigăm 2500 de lei. Dacă strângem, desigur, 200 de puncte. Vom juca cu Mihăiță și cu Alex. În două manșe, desigur. În 1752 se năștea Radet. Da, Jean-Baptiste Radet, un scriitor francez. În același timp, 1752 de lei ați făcut voi astăzi. Putem adăuga 2500. Cu cine joc? Alex Mihăiță. Dar purcedeți, vă rog. Să vedem. Începem cu... Cu mine. Vom avea la dispoziție 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu vei ști un răspuns, pas trece mai departe, ne întoarcem la final. Cronometrul va porni din momentul în care voi termina de pus prima întrebare. Ok. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc.
am rugat 100 de români să completeze sintagma. Fructe de... pădure. La ce trebuie să fii atent când conduci într-un oraș aglomerat? Semafoare. Ce culoare poate avea salopeta unui mecanic auto? Albastră. Cu ce înfrumusețezi scara blocului? Vopsea. Ce faci cu 3 kg de vișine? Vișinată. Ce faci cu 5 kg de vișine? Dă cineva 110? Da. Dă cineva 120? Da. 120. 120. Așa zic și eu. Hai, Mihai, să vedem. Fructe de, și tu mi-ai spus? Pădure. Pădure. Dacă era aici, Adi Francezu ar fi zis de mare. Da. Pentru că el, de când a fost atunci la Paris, alea 3 zile... Foarte bine, domnule! La ce trebuie să fii atent când conduci într-un oraș aglomerat? Și tu ai spus? Semafoare. Semafoare. Lasă, domnule, că se mai feresc la grupi. Da. Ia să vedem. Bun. Ce culoare poate avea salopeta unui mecanic auto? Și tu ai spus? Albastră. Câte ore de manoperă? 40. A fost bine. Cu ce înfrumusețezi scara blocului? Vopsea. Lavabilă. Da, dată pe ușa vecinilor. Să vedem. Câți vecini uită să te ajute? 20, 30, așa. 3. Slab. E bine și așa. Ce faci cu 3 kg de vișine? Vișinat. Foarte bine jucat, domnule. Bravo. Bravo. Fost un dialog de familie. Bine, acum, Alex. Haide. Domnule, 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns pastor, ci mai departe ne întoarcem la final. Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul acesta. Înseamnă că am primit deja acel răspuns și ar fi bine să dai repede altul la aceeași întrebare. Jucăm? Da. Baftă. Mersi. Am rugat 100 de români să completeze sintagma. Fructe de... mare. La ce trebuie să fii atent când conduci într-un oraș aglomerat? Pietoni. Ce culoare poate avea salopeta unui mecanic auto? Verde. Cu ce înfrumusețezi scara blocului? Vopsea. Altceva. Glet. E timp. Cum? Glet. Ce faci cu 3 kg de vișine? Vișinată. Altceva. Gem. Bun. 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 Gletul ăla nu cred că ne ajută. Da. Nu cred că... Păcat că din cauza la glavă. Asta e, dacă... Da, păcat că nu cred că... Da. Vrei să vedem ce am făcut? Da. Hai să vedem. Ia uite ce scor avem deja. A? Fructe de... mare. Mare. La ce trebuie să fii atent când conduci într-un oraș aglomerat? Pietoni. Pietoni. Ce culoare poate avea salopeta unui mecanic auto? Verde. Verde. Cu ce înfrumusețezi scara blocului? Glet. Glet. Și eu mai arunc cu glet, așa... Dar doar de la de înfrumusețare. Ce, gletul e un fond de ten pentru pereți. Da. Ce faci cu 3 kg de vișine? Gem. Gem. Ia să vedem. Gemul, câte puncte face? Vișinată, favorit. Apoi dulceață, compot, gem, prăjitură, le mănânc, suc. Ce alegem acum? Glet. Mare. Cu ce înfrumusețezi scara blocului? Mi-ai zis? Glet. Glet. Foarte, foarte bun. Îmi place mult ăla mai, care e mai subțire, așa. Știi, ăla e care... Mai pe ăla dă mai cu frumusețe.
Vai, dar nu vine să cred. Favorit, flori, apoi tablouri, faianță, gresie, oglinzi, decorațiuni de Crăciun, desene pe pereți, vopsea, linoleu. Să nu dai ei cu glet, domnule. Nu știu ce e frumos. Asta zic. Mai departe, cu ce? Pietoni. Pietoni. Ce culoare poate avea salopeta unui mecanic auto? Verde. 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 Mișu, de acord? Da. După ecologie, asta. Asta zic. Natură. Natură, tinerețe, sport, verde. Favorit albastru, apoi negru, gri, roșu, maro, portocaliu, verde. Fructe de? Sau la ce trebuie să fii atent într-un oraș aglomerat? Fructe de mare. Nu mai au încredere în mine. Deci, unu sau doi? Unu sau doi? Unu. Bine. Fructe de? Mare. Mare. Favorit? Pădure. Apoi mare, sezon, grădină, toamnă, cactus. 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 Fructe... Uite-te puțin. Decongelate. Decongelate. Fructe decongelate. Are sens, da. La ce trebuie să fii atent când conduci într-un oraș aglomerat? Și tu ai spus? Pietoni. Pietoni, domne. E, asta e, nu s-a putut. Ah, s-a putut. Foarte bine. Favorit pieton, apoi semne... Mihăiță, pleca încoace. Haide, vină și tu, haide. Mihăiță se apără. Ha-ha! Haideți! Pieton, semne, semafoare, alte mașini, viteză, bicicliști... Haideți și voi! Bicicliști, distanța față de cel din față, traseu. Familia Spânul merge mai departe, bravo! Haideți și voi cu încredere. Oameni buni, să fiți bine, să fiți sănătoși, să aveți alături prieteni și familie, doar oameni buni pe acolo. Toate bune, sănătate!